Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre cerc, definiția cercului și elemente în cerc. Să facem cunoștință cu Andrei, bună Andrei, și colega lui Sara, bună Sara! Cei doi copii vor să aranjeze grădina bunicii. Pentru aceasta vor să realizeze un rond circular cu flori. Andrei propune să deseneze rondul circular cu ajutorul unui țăruș fixat în pământ, o sfoară legată de țăruș, care are la celălalt capăt prins un băț. Cei doi copii vor învârti astfel sfoara, care este bine întinsă, și cu ajutorul bățurului vor face o urmă pe pământ. Să vedem ce este cercul. Fiind dat un punct O și un număr pozitiv R, se numește cerc de centru O și rază R, mulțimea punctelor din plan aflate la distanța R față de punctul O. În cazul nostru avem punctul O, avem distanța R și atunci cercul este mulțimea punctelor A din plan care se află la distanța R față de punctul O. Deci, cu alte cuvinte, OA este egal cu R, unde R este raza cercului. Deci, altfel spus, cercul este figura geometrică alcătuită din toate punctele din plan situate la aceeași distanță față de un punct fix numit centru cercului. Ce este raza cercului? Se numește rază segmentul care unește centrul cercului cu un punct de pe cerc. Rază, deci, este segmentul sau lungimea lui. Deci, în cazul nostru, O este centrul cercului. Punctele A și B sunt puncte ale cercului, deci puncte aflate pe cerc, atunci OA este egal cu OB egal cu raza cercului. Locul în care a fost înfipt țărușul reprezintă centrul cercului, iar lungimea sforii este raza cercului, în cazul rondului de flori creat de copii. Sara ce observă? Într-un cerc putem trasa o infinitate de raze. Deci acest punct roșu este centrul cercului, iar orice segment care unește centrul cercului cu un punct de pe cerc este raza cercului. Ce alte elemente avem în cerc? Se numește coardă segmentul care unește două puncte de pe cerc. Deci, în cazul nostru, avem punctele A și B aflate pe cercul de centru O și rază R și atunci segmentul AB este coardă a cercului. Se numește diametru pentru cerc, coarda care trece prin centrul cercului. Deci, avem punctele E și F pe cerc, înseamnă că segmentul EF este coardă în cerc. Dar dacă această coardă trece prin centrul cercului, cum este segmentul BC, care trece prin centrul cercului O, atunci BC este diametru pentru cerc. Punctele B și C se vor numi puncte diametral opuse. Centrul cercului este mijlocul oricărui diametru. De ce? Pentru că BO și OC sunt egale cu raza cercului. Diametrul unui cerc este cea mai lungă coardă a cercului și are lungimea egală cu dublul razei. Deci BC am văzut că este egal cu segmentul BO adunat cu segmentul OC. Dar OB și OC sunt raze în cerc, deci rază plus rază
egal cu de două ori raza. Deci diametrul cercului este egală cu de două ori raza cercului. Andrei se întreabă care este distanța maximă la care se pot planta două tufișuri de trandafiri în rondul de flori creat de cei doi copii, dacă lungimea sforii cu care s-a trasat rondul de flori este de 1,5 metri. Care este distanța maximă între două puncte ale unui cerc dacă raza cercului este de 1,5 metri? Deci, în cazul nostru, avem punctele A și B aflate pe cerc. Știm că coarda AB are lungime maximă dacă este chiar diametrul cercului, deci trece prin centrul cercului. Și atunci, AB, diametrul cercului, va fi egal cu de 2 ori raza, deci egal cu 2 ori 1,5, atâta este raza cercului, deci este egal cu 3 metri. Deci distanța maximă între cele două tufișuri de trandafir va fi de 3 metri. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor și vă doresc succes în continuare. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!